La Biblioteca Județeană Petre Dulf a fost vernisată expoziția cu lucrările de disertație ale studenților masteranți din cadrul specializării Arte Plastice Pictură a Centrului Universitar Nord Baia Mare, care aparține Universității Tehnice din Cluj. Lucrările din acest an se constituie într-o mărturie a calității învățământului de artă ce se derulează în Baia Mare, concomitent cu ceea ce se întâmplă în învățământul superior de artă din România și nu numai. Elementul de noutate, suflul pe care îl aduc absolvenții de astăzi, se instituie și constituie repere importante pentru arta modernă și contemporană din România, precum și din acel spațiu al Uniunii Europene. Expoziția stă sub semnul diversității, reliefează forme și structuri care vorbesc despre un sentiment, un spațiu, un loc și surprind amestecul ca formulare vizuală. Faptul că, așa cum și istoricii susțin, stilul în arta contemporană nu mai este un scop în sine. Și observați, vă rog, că fiecare lucrare este realizată într-un stil care, pe lângă faptul că denotă individualitatea creatorului, vorbește despre mesajul pe care, sau se supune mesajului pe care trebuie să-l transpună în forme plastice creatorul de imagine. Deci, dacă stilul devine un mijloc al adecvării la un anumit mesaj pe care artistul dorește să-l transmită. Diversitatea stilurilor, diversitatea facturilor, diversitatea formulărilor vizuale pe care lucrările le aduc, apare ca urmare a faptului că mesajul este diferit. Noi nu putem să fim decât mândri că există această valoare a masteranților, a studenților în general la arte și evident că trebuie în permanență noi la rândul nostru să ridicăm ștacheta exigențelor noastre profesionale ca să putem în continuare să performăm împreună, pentru că este o performanță împreună a studenților, a masteranților și a cadrelor didactice deopotrivă. O parte dintre expozanți sunt deja membri ai Uniunii Artiștilor Plastici.